De ce nu te cunoști pe tine însuți? Ar fi trebuit să fie cel mai ușor lucru și iată că a devenit cel mai dificil, aproape imposibil. Unde e greșeala? Tu ai capacitatea de a cunoaște, ești aici, puterea ta de a cunoaște e aici. Atunci ce nu merge? De ce această capacitate de a cunoaște nu se întoarce spre ea însăși? Un singur lucru s-a întâmplat și până nu vei îndrepta această unică greșeală, nu vei reuși să devii conștient de propria persoană. Prostia care s-a întâmplat și despre care vorbesc este că te-ai dedublat. Ți-ai pierdut integritatea. Societatea a săpat în tine o prăpastie și te-ai întors împotriva ta însuți. Strategia este simplă. Odată ce ai înțeles un lucru, acesta se va rezolva cu mare ușurință. Societatea ți-a băgat în cap cum ar trebui să fii și a îndesat aceste idei atât de adânc în tine, încât tu te întrebi la fiecare pas: cum ar trebui să fiu? Și uiți cu desăvârșire cine ești de fapt. Te obsedează idealul viitorului și uiți de realitatea prezentului. Ochii ți s-au dus spre viitorul îndepărtat și nu se pot întoarce spre interiorul tău. Te gândești tot timpul ce să faci, cum să faci. Nu mai știi să spui decât: ar trebui, ar fi. Realitatea însă este: ea nu cunoaște ce ar trebui și ce ar fi. Un trandafir este un trandafir, nici nu se pune problema că ar putea fi altceva. Lotusul este lotus, un trandafir nu încearcă să devină lotus și nici invers. Doar nu sunt bolnavi de nervi. N-au nevoie de psihiatru și nici de psihanaliză. Trandafirul este sănătos pentru că își trăiește realitatea sa. Întreaga existență face acest lucru, numai omul nu. Numai omul are ar trebui-uri, idealuri. Ar trebui să fie așa și uite așa, între tine și ceea ce ești de fapt, se cască propastia. Ar trebui și este, devin dușmani. Tu nu poți fi altceva decât ceea ce ești, înțelege odată pentru totdeauna. Nu poți fi niciodată altceva decât ceea ce ești. Dacă ai înțeles acest adevăr, nu pot fi decât eu însumi, toate falsele idealuri vor dispărea. Automat vor fi aruncate la gunoi și atunci când nu trăiești într-o iluzie, apare realitatea. Ochii tăi sunt atenți aici, acum. Ești prezent la realitatea ta. Prăpastia și dedublarea au dispărut. Ești o unitate, un întreg. Acesta este primul pas, să fii întreg. E un pas greu de făcut, din cauza atâtor condiționări, a educației, a strădaniei altora de a te cizela. Dacă ți-ai asumat primul pas, acceptarea ta, așa cum ești, vei exista cu adevărat în fiecare moment. De exemplu, acum ești trist. N-ar trebui să fii trist, spun toate condiționările tale. Nu-i bine, n-ar trebui să fii trist, ar trebui să fii fericit. Iată dedublarea și iată problema. Ești trist. Ăsta e adevărul tău în acel moment. Dar mintea țipă la tine: hei, n-ar trebui să fie așa, dimpotrivă, zâmbește. Ce vor crede ceilalți despre tine? Soția te va părăsi dacă ești trist, prietenii se vor îndepărta de tine, afacerile ți se vor duce de râpă. Trebuie să zâmbești, trebuie să te prefaci că ești fericit. Dacă ești doctor, văzându-te trist, pacienții vor fugi de tine. Ei vor un doctor rebel și sănătos, iar tu zâmbește, chiar dacă zâmbetul tău nu e real. Prefă-te,
joacă-ți rolul. Asta e toată problema, te prefaci, joci teatru. Ai reprimat adevărul și te-ai transformat într-un fals. Falsurile sunt apreciate în societate. Falsul devine un sfânt sau un mare conducător. Și toți îl vor urma, falsul este idealul tău. De aceea nu reușești să te cunoști pe tine însuți, cum să te cunoști dacă nu te accepți? Tu te reprimi mereu, ce e de făcut? Când ești trist, acceptă-ți tristețea. Acesta ești tu. Nu-ți spune, sunt trist. Este ca și cum ai afirma că tristețea este ceva separat de tine. Spune, eu sunt tristețea. În acest moment eu sunt tristețea însăși. Trăiește-ți tristețea în mod autentic. Vei fi surprins ce porți miraculoase se vor deschide în ființa ta. Dacă își trăiești tristețea fără nicio imagine a bucuriei, vei deveni instantaneu bucuros, pentru că orice prăpastie, orice dedublare vor dispărea. Eu sunt tristețea și nu se mai pune problema că ar trebui să fie altceva. Nu mai există conflictul, eu asta sunt și astfel apare relaxarea. În relaxare există grația, în relaxare există bucuria. Toată durerea psihologică există din cauza dedublării tale. Durerea înseamnă dedublare, fericirea nu. Paradoxal, nu-i așa? Să fii trist și să devii vesel numai pentru că ți-ai acceptat tristețea. Dar așa este, încearcă. Eu nu-ți spun, încearcă să fii fericit. Nu-ți spun, acceptă-ți tristețea ca să fii fericit. Nu, în niciun caz. Dacă asta îți va fi motivația, nu se va întâmpla nimic, vei fi tot în interiorul unui conflict. Tot timpul vei trage cu coada ochiului la ceas și îți vei spune: ia uite cât timp a trecut de când mi-am acceptat chiar și tristețea, de când spun că eu sunt tristețea și bucuria n-a apărut încă. În felul ăsta nici nu va apărea vreodată. Bucuria nu este un scop, ci un produs secundar. Este o consecință firească a întregirii. Fii una cu tristețea, fără a avea un scop anume. Nici nu se pune problema scopului. Așa ești în acest moment, acesta este adevărul tău acum. În momentul următor, poți deveni furios. Acceptă și asta. Și mai încolo ai putea fi altfel. Acceptă. Trăiește fiecare moment acceptând, fără să creezi breșe și vei fi pe calea spre cunoașterea de sine. Lasă de dublările, pentru că ele îți creează toate problemele. Tu ești de fapt împotriva ta. Renunță la modelele care produc antagonisme în tine. Ești ceea ce ești. Acceptă-te cu bucurie, cu recunoștință. Și dintr-o dată vei trăi armonia. Cele două personalități ale tale, cea reală și cea ideală, nu se vor mai afla în conflict. Se vor întâlni și vor deveni una singură. Nu tristețea îți produce durere. Interpretarea greșită a tristeții te face să suferi și îți cauzează probleme psihologice. Nu furia este dureroasă, ci ideea că furia este greșită te bagă în tot felul de temeri. Este o problemă de interpretare, nu de fapt în sine. Faptul este mereu eliberator. Iisus a spus: adevărul vă va face liberi. Este o idee de o importanță extraordinară. Da, adevărul eliberează, nu ceea ce știi despre el. Fii adevărul și vei fi eliberat. Nu ai cum să-l aduci sau să-l aștepți, se întâmplă instantaneu. Cum să fii adevărul? Dar ești deja. Doar că nu treci niște false idealuri care îți creează probleme. Renunță la ele și în câteva zile vei redeveni o ființă naturală,
asemeni copacilor, animalelor, păsărilor și te vei accepta așa cum ești. În acel moment, o mare liniște se va înălța în tine. Cum ar putea să fie altfel? Fără altă interpretare, tristețea este minunată pentru că are profunzime. Furia la fel, pentru că are în ea putere și vitalitate. Sexul este minunat pentru că e creativ. Ceea ce nu te apuci tu să interpretezi e minunat și când totul în jur este așa, tu te relaxezi. În acea relaxare te scufunzi în propriul izvor, de unde dobândești cunoașterea de sine. Asta vroia Socrate să spună cu celebrele cuvinte: cunoaște-te pe tine însuți. Nu e o chestiune de cunoștințe, ci de transformare interioară. Despre ce transformare vorbesc? Eu nu vin cu idealuri, nu vă spun cum ar trebui să fiți. Nu vă cer să vă schimbați din ceea ce sunteți în altceva. Doar relaxați-vă în ceea ce sunteți și vedeți. Sper că ați auzit ce am spus. Rostul întreg este eliberarea. Veți trăi cea mai măreață muzică, veți trăi armonia însăși. Muzica este a cunoașterii de sine. Și viața va începe să se schimbe, aveți cheia magică, deschizătoarea tuturor lacătelor. Ce este reprimarea? Reprimarea este să trăiești o viață pe care nu trebuia să o trăiești, să faci lucruri pe care n-ai vrut niciodată să le faci, să fii ceea ce nu ești. Reprimarea este autodistrugere. Este sinucidere, lentă, desigur, dar foarte sigură. Este o otrăvire gradată. Exprimarea înseamnă viață, reprimarea este sinucidere. Acesta este mesajul tantric. Nu trăi o viață reprimată, pentru că înseamnă că nu trăiești deloc. Trăiește o viață a expresiei, a creativității, a bucuriei. Trăiește așa cum existența vrea să o faci, în mod natural. Și să nu-ți fie teamă de preoți. Ascultă-ți instinctele, trupul, inima, mintea. Fă ce vrei, du-te acolo unde îți vine în mod spontan să te duci și nu vei ieși niciodată în pierdere. Fii mereu în fluxul vieții tale naturale, într-una din zile te vei trezi la porțile divinului. Reprimarea este o modalitate de a evita riscurile. De exemplu, ai fost învățat să nu te înfuri niciodată și crezi că acela care nu se înfurie niciodată este un om foarte iubitor. Ei bine, te înșeli. Unul care nu se înfurie niciodată nu știe să iubească. Iubirea și furia sunt mereu împreună, vin numai amândouă. Un om care iubește cu adevărat se va și înfuria cu adevărat câteodată. Dar furia este minunată, este răsărită din iubire. Energia sa este fierbinte, furia sa nu te va răni. Îi vei fi chiar recunoscător pentru această furie. Ai trăit vreodată așa ceva? Dacă iubești pe cineva și prin ceea ce faci îi provoși furie, ar trebui să-i fii recunoscător pentru că te iubește atât de mult încât își permite să se înfurie în fața ta. Cum altfel? Când nu-ți permiți să te înfurii, rămâi între granițele politeții. Când nu-ți permiți nimic și nu ți-asumi niciun risc, continui să zâmbești. Ce importanță mai are? Dacă vezi că un copil al tău sare în prăpastie, ce faci? Rămâi așa, ca o legumă. Nu te înfurii, nu țipi, nu clocotești. Nu poți rămâne cu zâmbetul pe buze. Când iubești, te înfurii, pentru că îți permiți să te înfurii. Când te iubești pe tine însuți,
Și acesta este un imperativ al vieții, altfel vei trece pe lângă ea fără să o vezi. Nu vei putea să te reprimi. Te vei exprima în ceea ce viața îți va cere să fie în acel moment. Vei exprima prin tine bucurie și tristețe, suișuri și coborâșuri, zile și nopți. Dar nu, tu ai fost crescut ca o marionetă în ipocrizie. Când te înfurii sau te enervezi, îți lipești un zâmbet fals pe față. Te reprimi. Când vrei să-ți reprimi sexualitatea, pui o mie de frâne. Nu ești niciodată cinstit cu ceea ce este înăuntrul tău. Iată ce s-a întâmplat odată. Ion și cu fetița lui, Mirela, s-au dus în parc. Pe drum s-au oprit într-un local și au mâncat pe săturate. În parc, trecând pe lângă un chioșc cu floricele, fetița a spus: Tăticule, vreau... Și Ion a cumpărat și a vărât pe gât un cornet cu floricele. Mai târziu, lângă o tonetă de înghețată, Mirela a spus din nou: Tăticule, vreau... Și Ion a strigat: Ei, vrei, vrei... Știu ce vrei, înghețată. Nu, tăticule, a spus copilul printre lacrimi, vreau să vomit. Sărăcuța, asta vroia de la bun început, dar cine să asculte? Reprimarea înseamnă să nu-ți asculți propria natură. Este o unealtă inventată pentru distrugerea ta. Altă poveste. 12 panchiști, trași de sus până jos în blugi și lanțuri, au intrat într-un bar. Unul s-a dus la barman și a spus: Am vrea 13 beri. Dar sunteți numai 12. Domnule, vreau 13 beri. Foarte bine, barmanul le-a dat berile și grupul s-a așezat la o masă. La altă masă, mai încolo, ședea un bătrân. Șeful găștii s-a dus la el și i-a spus: Tataie, asta e berea ta. Mulțumesc, tinere, ești foarte drăguț. E în regulă, noi îi ajutăm pe ologi. Dar eu nu sunt olog. Vei fi dacă nu plătești următorul rând. Așa arată și reprimarea, ca o șmecherie făcută să te ologească, să te distrugă, să facă din tine un om slab. Este scornită să te pună împotriva ta, este o cale de a crea conflicte în interiorul tău, iar omul cu conflicte interioare este foarte, foarte slab. Societatea joacă un rol la scară mare, îi pune pe toți în conflict cu ei înșiși. Așa că fiecare se luptă în continuu în interior și nu mai are energia să facă altceva. Voi chiar nu vedeți ce vi se întâmplă? O luptă continuă, societatea v-a spart, v-a împins la schizofrenie și confuzie. Nu mai sunteți hotărâți, nu mai știți cine sunteți, unde mergeți și ce căutați pe aici. Nici nu știți de ce sunteți aici. Asta da confuzie. Și din această confuzie s-au născut mari conducători: Adolf Hitler, Mao Zedong, Stalin. Tot din ea a răsărit și papa și alții o mie ca el. Iar voi ați fost distruși. Spune tantra: exprimă-te, dar să nu uiți niciodată de responsabilitate. Spune tantra: exprimă-te în mod inteligent și nimeni nu va avea de suferit de pe urma ta. Un om care nu-și face rău sieși, nu face rău nici altora. Unul care se rănește pe sine este periculos pentru toți. Cel care nu se iubește pe sine este periculos pentru toți, pentru că poate lovi pe oricine și o va face. Când ești trist și deprimat, vei produce în jurul tău tristețe și deprimare. Când ești fericit, vei dori să creezi în jur o lume veselă, pentru că fericirea individuală trăiește numai în cea colectivă.
Dacă ești vesel, vei aduce veselia în jurul tău. Cu bucuria din tine, tu binecuvântezi întreaga existență. Am fost crescut ca un creștin catolic și educat să nu văd mântuirea prin propria putere. Poți să mă ajuți? Catolic, comunist, musulman, maoist, jainist sau evreu. Ce contează? Toate sunt același lucru. Sigur, catolicismul este mai sistematizat decât hinduismul, mai științific. Catolicii sunt mai experimentați în manipulare și condiționare. Dar toate religiile fac mai mult sau mai puțin același lucru și societatea la fel. Condiționează și manipulează pe toată lumea. Totul începe în momentul în care apar pe lume, de la prima ta respirație, și nu poate fi evitat. Părinții te lucrează, copiii cu care te joci, școala, biserica, statul, toți. Lucrul nu se face prea mult în plan conștient, dar se tot acumulează în inconștient. Copilul învață imitând. Nu-ți face griji. Aceasta este starea normală a faptelor în lume. Toți suntem condiționați. Și toți trebuie să ieșim din asta. Nu e ușor. Nu e ca atunci când te dezbraci. E ca atunci când îți jupoi pielea. Este greu, dureros, pentru că am ajuns să ne identificăm cu propriile condiționări. Ne cunoaștem numai ca hinduși, creștini, catolici, comuniști sau musulmani. Cea mai groaznică teamă apare atunci când vrei să renunți la condiționări, este ca nu cumva să cazi în vreo criză de identitate. Este greu să renunți la condiționări, pentru că tot trecutul, mintea ta, ego-ul tău, toate sunt ale tale. Dar dacă ești pregătit, dacă ai curaj, dacă ai sânge suficient, vino cu mine, nu e imposibil. Au reușit foarte mulți oameni. Fă-te parte din mișcare, nu rămâne pe margine, dansează și tu. Invitația vi se adresează tuturor și e fără condiții. Orice ți s-a băgat în cap poate fi scos, pentru că a venit din afară, prin forță, și din afară va fi scos. Eu nu pot să vi-l dau pe Dumnezeu, nu pot să vă dau adevărul și nici sufletul vostru, dar pot să vă scutur de toate prostiile și gunoaiele care au fost îndesate în voi. Și când tot gunoiul va dispărea, Dumnezeu va putea să trăiască în voi. Când toate obstacolele vor fi îndepărtate, izvorul vieții voastre va curge curat la vale și inocența va fi regăsită. Inocența regăsită este paradisul regăsit, vei intra din nou în grădinile paradisului. Omul modern suferă din cauza trecutului. Tu nu duci povara păcatelor pe care, așa zis și predicatori salvatori, ți le aruncă în spate, ci pe cea a păcatelor tuturor secolelor. Acum s-a ajuns într-un punct critic, omul se face țândări. Până acum fiecare dintre noi s-a descurcat și a reușit cât de cât să-și croiască un drum, dar lucrurile au ajuns într-un punct în care poate urma ori schimbarea viziunii asupra vieții, ori sinuciderea. Dacă te ții după trecut, împingi omenirea la sinucidere. Asta încearcă să facă toți liderii politici, pregătesc tot felul de bombe și superbombe și le tot stivuiesc, cât mai multe. Deja au prea multe. De fapt, de acum mai bine de 10 ani sunt deja capabili să ne ucidă pe fiecare de câte 7 ori. Ei pot distruge totul de 7 ori, iar un om, săracul, moare o singură dată. Este de-a dreptul inutil să-l ucizi de mai multe ori, dar planul trebuie să fie fără fisură. Dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla să supraviețuiască vreunul.
și asta încă de acum 10 ani. Vrei să știi ceva? Acum viața ta poate fi luată de 700 de ori. Mult și inutil în mod absolut. 7. Hai, mai treacă, meargă. Vor mai fi oameni care să nu moară, dar 700. Și curba este în plină desfășurare. Chiar și țările sărace s-au băgat în ea sau se chinuie să o facă. Morți de foame, dar le trebuie bomba atomică. Muritori de foame se chinuie să dobândească puterea de a ucide și de a distruge. Nu trebuie să fii prea profund, ci doar să arunci o privire și vei vedea că se pregătește ceva la nivel global. Sinucidere, distrugere, război total. Și asta n-are absolut nimic de a face cu bărbatul modern. Contemporanii noștri sunt victimele propriului trecut și toți preoții văd că lucrurile nu sunt în regulă, dar predică la nesfârșit despre trecut. Omul modern este produsul trecutului. Toate culturile, creștină, musulmană, budistă, hindusă, au contribuit la asta. Toți sunt răspunzători. Și dacă nu dispar cu toții, dacă nu scăpăm de patologia trecutului, dacă nu redevenim sănătoși în prezent, dacă nu vom renunța să mai urcăm pe socluri tot felul de perfecțiuni și idealuri și dacă nu uităm de tot felul de ar trebui, atunci suntem cu toții pierduți.